O echipă de scafandri de luptă din cadrul Forțelor Navale Române, specializați în dezamorsarea și distrugerea dispozitivelor explozive, a intervenit pentru distrugerea unei mine marine care se afla în derivă și care a fost descoperită la o distanță de aproximativ 2 mile marine în largul țărmului românesc, în dreptul coastelor de la Eforie. Conform Digi24, mina a fost descoperită de o structură a gărzii de coastă, iar intervenția scafandrilor a fost solicitată în conformitate cu procedurile operaționale naționale specifice pentru astfel de situații, menționează un comunicat MAPN. Echipa Forțelor Navale și-a început misiunea în jurul orei 7:30. Specialiștii estimau că operațiunea ar putea dura în jur de o oră. Este prima dată când o mină este descoperită în largul țărmului românesc, însă aceasta este la distanța cea mai mică de țărm de până acum. Echipajul Forțelor Navale Române a fost alcătuit din 5 scafandri care au ajuns la locul în care se afla mina cu 2 embarcațiuni rapide. Scafandrii militari au constatat că era o mină marină de tip IAM care reprezintă un pericol pentru navigația în siguranță în apele teritoriale românești. Au transportat mina într-un raion de siguranță și au distrus-o prin explozie, a precizat Ministerul Apărării Naționale. Cornel Pavel, purtător de cuvânt al Forțelor Navale Române, a declarat la Digi24 că astfel de mine sunt periculoase, așa cum periculoase sunt și misiunile scafandrilor de a le neutraliza. După ce au constatat ce fel de mină este, cei 5 scafandri trimiși la fața locului au luat decizia în privința modului de a o elimina. Fără îndoială, această mină provine din raioanele maritime aflate la nord de România, adică din zona de conflict ruso-ucrainean. Sunt mine marine de tip IAM care pot pluti în derivă până când întâlnesc un obstacol. Sunt mine marine de contact și la întâlnirea unui obstacol ele explodează. Dacă sunt observate în timp, cum a fost cazul minei de la Eforie, mina poate fi neutralizată, a explicat Cornel Pavel. Mina a fost neutralizată cu succes, fiind distrusă, iar echipa de scafandri s-a întors deja la bază, anunță MAPN. Conform procedurii, scafandrii au plasat o încărcătură explozivă și au detonat mina, relatează Digi24.ro.